Eu sunt Svetlana Păciumban, sunt șefa Direcției Patrimoniu Cultural la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Cei care nu mă cunosc, îmi pare bine să ne cunoaștem. Vă salut cu mult drag pe toți și vreau să zic că după o pauză atât de mare am reușit să ne vedem. Scopul nostru de a ne întâlni astăzi este unul complex, să zicem. În primul rând, să ne revedem. În al doilea rând, să vorbim despre acea hotărâre de guvern numărul 604 din 2020, care intră în vigoare deja. Deci, să vorbim despre această hotărâre de guvern, să vă instruim un pic referitor la procedura de acreditare care, iată, se apropie, că înțeleg că asta vă face un pic de emoții, și să discutăm despre acest proiect pe care noi l-am elaborat să vă venim în ajutorul dumneavoastră din punct de vedere a registrului electronic a patrimoniului mobil pe care dumneavoastră îl dețineți. În primul rând, eu vreau să-i mulțumesc domnului Vicol pentru găzduire și chiar dacă este strâmbuț aici, dar este ca întotdeauna cald la propriu, dar și la figurat, domnul Vicol, vă mulțumim pentru disponibilitate și colegii care vor avea întrebări legate nu doar de subiectul zilei de astăzi, dar ceea ce ține de specificul etnografic, vă rog frumos să nu ezitați, să profitați de moment și să abordați colegii de la Muzeul de Etnografie. Eu îmi salut colegii de la Asociația Obștească ICOM Moldova, care sunt cei care au implementat, au elaborat și au implementat proiectul respectiv. Valeria Soroceanu este președintele ICOM Moldova. Întrebări ce țin de depunere de CV-uri pentru a deveni membru a ICOM Moldova, vă rog că aveți ocazia acum să le adresați doamnei. Vorbeam despre proiectul legat de registrul electronic al bazelor de date și o salut aici pe doamna Aurelia Cornețchi, de la Muzeul Național de Istoria Moldovei, care a fost, care este expertul național în acest proiect împreună cu doamna Calugin, care vine și care a fost, de fapt, forța motrice a proiectului. Și vă salut pe dumneavoastră, pe toți. Ne doresc succes cu prilejul acestui seminar și vom începe cu regulamentul de acreditare. Deci, hotărârea de guvern a fost publicată în Monitorul Oficial pe data de 11 septembrie 2020. În hotărârea de guvern, cine poate să mă ajute? Adriana, hotărârea de guvern, propriu zis. HD-ul. Da. Hotărârea de guvern aprobă acele trei regulamente, și dumneavoastră le cunoașteți, regulamentul de evidență și conservare a patrimoniului muzeal, regulamentul de organizare și funcționare a muzeilor și regulamentul de acreditare. În punctul 3 se spune că hotărârea intră în vigoare, da? Ne uităm, la expirarea a două luni de la data publicării. Deci, acreditarea noastră trebuie să înceapă la un an de la intrarea în vigoare a regulamentului. Regulamentul a intrat în vigoare pe data de 11 noiembrie 2020. Deci pe 11 noiembrie 2021 se dă start campaniei, să o numim așa, că va fi mare, procesului de acreditare a muzeilor din Republica Moldova. Asta nu semnează că toți dintre dumneavoastră, pe data de 11 noiembrie, trebuie să depuneți cerere de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, altfel dăm faliment și noi și dumneavoastră. Vom proceda în felul următor. Pe data de 11 noiembrie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va elabora un grafic. În graficul acela o să vă-l transmitem la toți dumneavoastră, inclusiv la fondatorii dumneavoastră, pentru că sunteți instituții fondate de minister, dar sunteți instituții inclusiv fondate de autoritățile publice locale, nivelul 1 și 2. Deci acest grafic o să-l transmitem la dumneavoastră și dacă acolo scrie Muzeul Ținutului Ieveniț, de exemplu, octombrie 2022, deci Muzeul Ținutului Ieveniț va trebui până în octombrie 2022 să prezinte acest dosar la minister. Evident că asta nu va fi nimic bătut în cui, dacă va fi careva o problemă și vreți să modificați termenul, vom discuta suplimentar. Eu nu cred că e cazul noi să discutăm pas cu pas regulamentul, pentru că dumneavoastră l-ați citit. Eu cred că întrebări dumneavoastră puteți avea la anexe, da? La completarea acestei anexe de autoevaluare și cealaltă de evaluare.
Cu siguranță, toți dintre dumneavoastră ați completat formularele statistice 8C. Le-ați completat și le veți completa și, și pe viitor. Deci formularul statistic unde dumneavoastră prezentați toată activitatea pe domenii din instituție. Deci atunci când s-a lucrat asupra regulamentului de acreditare, atunci s-a luat ca bază acei indicatori care sunt în formularul statistic 8C. În așa mod ca pentru dumneavoastră să nu fie nimic ieșit din comun și foarte dificil pentru a completa acest formular de autoevaluare. Formularul de autoevaluare la noi este anexa 1. Cererea este anexa 1, fișa de autoevaluare este anexa 2. Haideți să mergem pe rând. Adriana, deschideți, vă rog, cererea. Eu nu cred că aici cineva dintre dumneavoastră poate întâmpina întrebări. Cere. Regulamentul probabil că noi nu vom avea nevoie, eu l-am pus ca să fie, dar cere sau nu. Anex sau nu, da, cere. Subsemnatul semnează directorul muzeului, nu fondator, nu primar, nu președintele Consiliului Local. Directorul muzeului semnează cere. Adresa, localitatea, în ce an a fost fondat muzeul, vedeți că scrie tot acolo. Numărul ordinului, decizii hotărâri de înființare a muzeului. Decizia locală, nu certificatul de înregistrare în registrul muzeului. Pentru că eu nu exclud o bună parte dintre dumneavoastră, puteți să nu aveți certificatele. Uitați-vă, acum este ocazie în plus să vă faceți regulă în toate actele dumneavoastră statutare. În cazul că nu aveți ceva și credeți că asta poate fi găsit la minister, ori la fondator, dumneavoastră aveți posibilitatea acum să mai aveți timp să faceți rost de aceste acte. Data semnătură. Această cerere, împreună cu dosarul, va fi depusă la direcția de specialitate, adică la direcția noastră, la direcția patrimoniu cultural, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, pentru a fi înregistrați în registru, ca instituție care a solicitat inițierea procedurii de acreditare. Că asta, de fapt, după regulament, este modalitatea. Dumneavoastră depuneți cererea însemnând că solicitați inițierea procedurii de acreditare. Să nu vă sperie, că nu înseamnă că azi ați depus cererea și mâine vine comisia și face acreditarea. Totul să fie făcut în termeni suficienți ca pentru dumneavoastră, mai ales pentru prima dată, această procedură să nu se întâmple dureros pentru dumneavoastră, dar pentru noi, în primul rând, pentru că noi la moment suntem în direcție două persoane, cumva o să ne străduim, să ne mobilizăm și să facem față și am să mizez tare mult sprijinul muzeilor naționale aici, dar asta este un alt. Cu cererea anexa 1 nu cred că sunt întrebări. Mergem la anexa 2. Fișa de autoevaluare conform standardelor minime. Iarăși, aici, dumneavoastră, aveți o serie de întrebări pe stânga și câmpul din dreapta pe care trebuie să-l completați. Deci, dacă există regulamentul, statutul, dar sunteți obligați să-l aveți, regulamentul sau aveți regulamentul și statut, de fapt că aveți. Așa. Deci, dacă nu aveți, până atunci, aveți posibilitate să elaborați și să aprobați, pentru că asta este documentul dumneavoastră de bază, fără el, de fapt, nu aveți voie să activați. Deci noi zicem că toți dintre dumneavoastră aveți actele astea la mână. Finanțarea, elaborarea documentelor economico-financiare. Dumneavoastră, dacă sunteți în subordinea APL 1 sau 2, aveți contabilitate centralizată, și dumneavoastră la muzei nu vă ocupați de elaborarea documentelor economico-financiare. Așa? Așa. Deci, de fapt, nu. Muzeele naționale, care și-au propriile lor servicii de contabilitate, aceste muzee vizează acolo, da. Deci, întrebarea a fost, este important pentru noi, la minister, să vedem mai ușor lucrurile astea. Bază tehnico-materială. Aici, iarăși, pe față, aveți sau nu aveți? Sisteme anti-incendiare. Trebuie să le aveți, nu cred că asta e. Poate ceva, niște sisteme mai performante, antifurt, nu aveți, dar asta trebuie să fie la dumneavoastră. Supraveghere video, spații de depozitare. Aveți spațiu separat sau nu? Întrebarea asta aici a apărut, din considerentul că am fost nu într-un muzeu local, mai mare sau mai mic, și am văzut că spațiul nostru de depozitare se numește cutia care stă cu obiecte sub masă. Deci aceasta înseamnă că noi nu avem spații de depozitare.
Dacă există o cămăruță cât de mică ar fi ea, unde sunt păstrate obiectele după profil și așa mai departe, atunci aveți spații de depozitare. Eu sper că situația cu filii sunt masă, deja a rămas în trecut. Patrimoniul și evidența. Dumneavoastră aici veți indica numărul total de patrimoniu, a bunurilor de patrimoniu, total, luați fondul de bază cu fondul auxiliar, sumați și înscriți numărul total. Cred că cu asta deja v-ați obișnuit, că noi mai mulți ani deja în formularul statistic 8, ce indicăm cifra totală a bunurilor de patrimoniu. Da? Deci aici se indică numărul total. Așa, data ultimei inventarieri generale, conform regulamentului de evidență și conservare a patrimoniului muzeal, colecțiile mai mari de 3.000 de obiecte fac inventarierea odată în 3 ani, colecțiile mai mici fac inventarierea anual. Deci dacă dumneavoastră aveți 3.000 de obiecte în colecție, odată la 3 ani trebuie să-i faceți inventariere. Dacă dumneavoastră aveți 5 colecții, fiecare a câte 1.000, câte 2, nu știu câte cât, dumneavoastră o să-i faceți la colecția X odată la 3 ani inventarierea. Pe urmă, peste alți 3 faceți la alte colecții. Pe noi aici ne interesează dacă faceți inventarierea generală a întregului patrimoniu. Dacă indicați că aveți 20.000 de obiecte în patrimoniu, vreau să știu când a fost data ultimii inventarieri generale a patrimoniului deținut de muzeul dumneavoastră. Foarte simplu la expoziții, bifăm, avem, nu avem, avem expoziții de bază, nu avem, expozițiile temporare dacă le facem, prestăm servicii de ghidaj sau nu prestăm servicii de ghidaj, avem elaborate programe educaționale sau nu avem elaborate programe educaționale, materiale promoționale, faceți buclete, albume, cataloge, aveți ceva, material tipărit, dacă aveți, aici scriem doar da, nu, aici nu enumerăm. Mai departe, proiecte organizate în colaborare cu partenerii naționali, internaționali. Avem proiecte? Nu avem proiecte. Deci acest formular de autoevaluare este creat pentru ca să se prezinte o imagine generală, un tablou general al muzeului. Comisii și consilii de specialitate. Dumneavoastră le veți enumera, dacă le aveți, pentru că eu presupun că o mare majoritate dintre muzeile noastre, în cel mai bun caz, poate are Consiliul de Administrare, poate, unde intră contabilul șef, pentru că vrea contabilul, ia să vă treacă 1.000 de lei toate bunurile care le aveți la dânsa evidența contabilă și să închidă subiect, poate așa. Dacă aveți consilii, le indicați acolo, noi să cunoaștem care sunt acestea. Iată, noi le-am enumerat. Programul de vizitare, mergeți, vă rog, mai sus. Zilele și orele în care instituția este deschisă pentru public. Dumneavoastră toți puteți avea un program special. Autoritatea fondatoare poate să vă solicite să fiți deschiși, de exemplu, anume în ziua de luni, nu știu, sau anume în ziua de duminică. Deci mi-a scris acolo indicați, luni, vineri sau 24-7 zile pe săptămână, numai să nu-mi scrieți atunci când mă cheamă primarul. Că se întâmplă și așa. Bine? Mai departe. Aici ne interesează cine este fondator. Directorul își pune numele, prenumele și ștampila muzeului atunci când dumneavoastră aveți ștampila muzeu. Pentru că, atenție, faptul că dumneavoastră sunteți în subordine autorității publice locale și nu aveți contabilitate aparte, nu înseamnă că dumneavoastră nu puteți avea ștampila instituției. Dacă vreți să ridicați mâinile, cine aveți ștampile a muzeului? O mică parte. Deci mergeți la primar și ziceți, domn primar, vedeți ce scrie aici? Ștampila. Dați-mi 300 de lei, eu am să-mi fac ștampila, pentru că muzeul meu trebuie să aibă director și trebuie să aibă ștampila. Fără ștampila nu se rău. Fondator, cine este fondatorul, de exemplu, primăria satului X, semnătura primarului ștampila. Și aici deja direcția de specialitate o să semneze, deci semnează șeful direcției și responsabilul de.
cu fișa de autoevaluare am încheiat, așa? Dacă eu o țin minte. Da. Mergem la anexa numărul 3. Anexa numărul 3. Indicatorii de performanță a muzeului. Este aceeași fișă de autoevaluare, numai că deja dezvoltată pe categorii, pe informații, pe indicatori, și acest document va fi acel pe care care o să determine modul de sau acreditarea instituției dumneavoastră. Pentru că în fișa de autoevaluare se face o imagine așa în ansamblu, iar aici deja va fi informația pe care Comisia Națională a Muzeilor și Colecțiilor, pentru că acesta este organul de specialitate care se va pronunța asupra acreditării, se acreditează sau nu instituția și vine cu propunerea respectivă la minister. Eu de aici o trebuie să pornesc, dar cred că dumneavoastră știți. Deci acest document îl completați cu multă migală și aici cu cât mai bine și cât mai detaliat o să-l completați și cât mai multe materiale o să anexați la el, cu atât mai bine este pentru dumneavoastră. La patrimoniul muzeal. Din formularul statistic ce au fost preluate indicatorii de aici. Deci nimic nou. Mergem mai departe. Pe număr. Număr de bunuri culturale restaurate. Atenție! Bunurile culturale restaurate. Dacă nu avem laborator de restaurare, dumneavoastră nu faceți restaurare. Dumneavoastră faceți conservare. Am vorbit despre asta la toate seminariile pe care noi le-am avut. Dacă dumneavoastră aveți angajat în stadie personal care are competențe de restaurare și face restaurare, luați normele de acreditare restauratorilor, pentru că restauratori acreditați, noi avem azi la 3 muzee naționale. Doar. În alte instituții, noi restauratori acreditați nu avem. Dar eu știu că sunt instituții mai serioase, mai mari, poate unde primăria a fost mai deschisă pentru a dezvolta instituția și acolo sunt ori pictori care au făcut facultatea de specialitate și acolo au obținut careva aptitudini și aceia au intervenit, dar faza că s-a trecut cu gazul lampant peste un scaun ca să-i distrugă care în el, nu înseamnă că s-a făcut restaurare. Deci fiți atenți aici, vă rog, restaurare, conservare. Evidența și documentarea patrimoniului muzeal. Iată, aici. Cea de-a doua etapă a întrevederii noastre de astăzi o să vă vină în ajutor, pentru că dacă până acum nu ați avea, noi suntem documentarea computerizată, dacă până acum doar muzeele naționale și deja cele 5 muzee pilot au registru electronic și putem vorbi despre evidență computerizată, listele electronice care le-ați făcut dumneavoastră în documentul Word nu sunt evidență computerizată. Sunt liste electronice care vă oferă un instrument de manipulare mai ușor. Dar nu este evidență computerizată. Aici ne interesează fișele analitice de evidență pe care le aveți dumneavoastră elaborate. Numărul de fișe analitice de evidență. Nu este nimic nou. Și numărul de înregistrări efectuate în registru automat. Către perioada când o să depuneți dumneavoastră cererile de acreditare, eu sper foarte tare că prin intermediul acestui proiect, mare majoritate dintre dumneavoastră va avea un număr cât de mic, dar va avea ce completa, iată aici, la număr de înregistrări efectuate în registru automat. Dezvoltarea colecțiilor. Dezvoltarea colecțiilor ne referim la completarea colecțiilor. Vreau să înțeleg aici, în acest punct, dacă instituția dumneavoastră achiziționează bunuri. Dacă achiziționează bunuri, le-a achiziționat din buget, cu bani, de la primărie, ori aceste bunuri au fost donate. Dacă au fost cumpărate, se scrie câte și suma. Dacă au fost donate, se scrie câte
Și indicați persoană fizică, persoană juridică, poate să vină cineva, o persoană juridică să vă facă donație, nu neapărat Mătușăileanu. Rămânând aici, atrag atenția, vă rog frumos, toate bunurile intrate prin donații, categoric, acte de intrare în colecții, actele de donații să fie la dumneavoastră, actele de donații. Transfer. Dacă de la Muzeul Național de Istorie a fost transmis către Muzeul Național de Etnografie un bun sau invers, aici asta se numește transfer. Dacă în instituția dumneavoastră muzeală aveți mai multe muzee în raion, în aceeași subordine, că legea muzeilor actuală permite transmiterea dintr-o subordine în altă subordine a bunurilor muzeale. Dacă aveți două muzee, de exemplu, ambele în subordine autorității locale de nivel 1, a primării. Și primarul zice, tu ai trei piese la fel, transmite una la muzeul celălalt pentru că mi-e necesar. Iată, asta se numește transfer. În cazul dat, pe astea le indicați. E clar, da? Mai departe, mergem pe finanțare. Ce vreau să vă atrag atenția? Fișele astea, iată care le-am descărcat, eu vi le prezint aici. Pe astea o să trebuiască să vi le transmitem repetat sau le preluați chiar de aici, dacă aveți cum, de la doamna Hagirale. Am observat o chestie. Noi am elaborat documentele și le-am transmis la cancelarie. Cancelarea după cancelarea de stat. După ce aprobă hotărârea de guvern și se dă la monitor, mai lucrează redactorii. Și eu am observat scăpări în fișa care e publicată în monitorul oficial față de fișa noastră inițială. Pentru fișa noastră inițială la finanțare, vorbește despre pozițiile descifrate, iar în monitorul oficial a apărut doar rubrica finanțare și dumneavoastră nu știți ce să completați acolo. Nu știu de ce, așa a fost. Deci la finanțare vreau să înțeleg câte alocări bugetare avem. Da, n-am zis-o că această rubrică are patru coloane, da, pe dreapta, ani. Avem 4 ani de acreditare. Și acreditarea se va face odată în 4 ani de zile. Acum noi cu dumneavoastră, când vom începe, suntem în anul 1. Adrian, da, mulțumesc. Noi suntem acum în anul 1. În anul 1, dumneavoastră, veți indica doar situația la zi, ceea ce este la noi astăzi. Și așa vom porni procedura de acreditare. Ca să avem completat anul 2, anul 3, anul 4, noi trebuie să avem scurși anul 2, anul 3 și anul 4. Pentru că în evaluare se ia în considerare progresul instituției. Progresul instituției, dumneavoastră când îl veți calcula pentru anul 2, deja acolo o să arătați și indicatorul de creștere în procent față de anul 1. Anul 1 nu putem face chestia asta pentru că noi de aici am pornit. Noi nu avem cu ce compara. Da? Iar celelalte indicatorii procentuali se referă la cu cât suntem în plus sau în minus față de perioada precedentă, față de anul 1. Și la final este formula aceea de calcul. Se indică foarte simplu pe care o prezentați. Da? Unii ne-au oprit ca și la finanțare. La finanțare, dacă sunteți finanțați de bugetul local, scriți și contabila să vedea suma, dacă nu o cunoașteți dumneavoastră, care este bugetul instituției dumneavoastră pe an. Pentru că eu știu situații, când contabila și primarul știe ce se întâmplă la muzeul ăsta, directorul poate să nu cunoască ce finanțare are el. Da? Mijloace colectare. Dacă instituțiile dumneavoastră prestează servicii cu plată, dumneavoastră aveți mijloace colectare. Dacă le aveți, le scrieți acolo. Dacă nu le aveți, le puneți o liniuță. Asta nu este un detriment sau un minus în evaluarea activității dumneavoastră. Așa este structura. Evident că dacă ați găsit o posibilitate să vindeți niște materiale promoționale în incintă și turiștii se bucură că au ce cumpăra când vin în muzeul dumneavoastră, evident că este un avantaj. Mijloace alternative de finanțare, proiecte de finanțare externe, granturi și donații. Dacă ați aplicat la un proiect transfrontalier, ați fost partener în proiectul acela sau aplicant, nu contează, ați obținut o finanțare din acest proiect, indicați denumirea proiectului și suma de finanțare.
Baza tehnico-materială. Aici tot am observat că s-a scăpat în versiunea care este tipărită în monitorul oficial. Ca să înțelegeți, eu acum trebuie să fac modificare cu tărâri cu guvern. Ca și regulamentul de divent și căzărare, tot sunt scăpări. Așa. Suprafața terenului aici ne interesează. Dacă dumneavoastră aveți teren adiacent, puteți să nu-l aveți. Dacă sunteți la etajul 2 în Casa de Cultură, evident că nu aveți spațiu adiacent. Dacă aveți clădirea dumneavoastră, puteți avea un spațiu. Suprafața totală a edificiilor, pentru că puteți avea mai multe clădiri. Puteți să nu aveți una, puteți avea două. Una aveți păstrarea, în alta aveți expunerea. Suprafața expozițională și suprafața depozitelor de patrimoniu. Dotări și echipamente. Vedeți, vorbim despre aceleași lucruri ca și în formularul de auto-evaluare, doar că mai desfășurat. Sistemele de securitate, sistemele de monitorizare, eu o să le vedeți acolo. Inclusiv automobil, la fel ne interesează. Este sau nu este? Repet, acest formular este o modalitate în plus să mergeți la fondatorul dumneavoastră și să ziceți, uite cât trebuie să am. Iată asta îmi trebuie. Mai avem timp? E ca asta. Cu salariul, eu știu care e întrebarea noastră, o să încheiem aici și o să vă zic și aici. E valorificare, iarăși, întrebări nu sunt, sunteți specialiști în domeniu și înțelegeți despre ce vorbim, haideți mai departe. Expoziții permanente, aveți o expoziție permanentă, puteți avea mai multe, expozițiile tematice și așa mai departe. Numărul de publicații, iată aici, la numărul de publicații, dacă o să-l amintecați, de exemplu, ghidul muzeului. Vă rog frumos să-mi anexați un ghid la dosarul de acreditare. A fost publicată monografia satul Cutare în nu știu unde. Anexați-mi, vă rog, o monografie în dosar. Pentru că dosarele respective se vor păstra la minister. Personalul. Numărul total de personal angajați ai muzeului. 10 persoane. Numărul total, inclusiv paznic, verificatoare, personal tehnic, personal de specialitate. Toți împreună. Dintre aceștia, cât sunt personal de specialitate? Nu avem întrebări aici. Cunoaștem numărul angajaților cu studii superioare. Sindicația asta aici. Și formarea continuă a personalului. Dacă ați mers la instruiri și aveți certificate de participare la aceste instruiri, aceste instruiri se indică acolo și certificatul se indică acolo. Dacă ați participat la instruiri organizate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, care nu întotdeauna se trebuie și se trebuie să primiți certificate, scrieți acolo. Instruirea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, data de 16 iulie 2021, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Așa. Așa, aici e tot ceea ce am zis mai sus. Deci, pentru anii de activitate se indică numeric, precum și procentual în comparație cu anul precedent. Pentru anul 1 nu se indică creșterea procentuală. Indicatorul de progres se calculează prin sumarea indicatorilor procentuale pentru 3 ani și calcularea ce în anul 1 am avut. Anul 1 nu se ia în considerare. X2 plus X3 plus X4 împărțim la 3. Și aici facem procentul. Cât am avansat? Cât suntem plus sau cât suntem minus? Și mai departe este treaba Ministerului și a Comisiei Naționale, pentru ca să se... Noi avem lume, bună ziua, noi avem lume care nu are unde sta. Vădeniu a venit de departe. Iată aici sunt scaune. O să treceți în coace jos să vă așezați, pentru că eu practic aici cu ecranul. Da, haideți. Noi de fapt o să avem... Asta e că avem nevoie de internet și internet este doar aici, că am fi putut să stăm afară, dar la cea de-a doua etapă vă trebuie internet să lucrați cu registrul electronic și de asta. Deci, ok. Deci, iată cu regulamentul de acreditare. Asta este. V-a părut undeva ceva complicat pe aceste fișe? Deci dumneavoastră ce completați aceste două anexe, mai bine zis trei anexe, una anexă, doi anexe, trei. Le dispuneți la minister, ministerul examinează setul și îl prezintă Comisiei Naționale a Muzeilor și Colecției.
Комісія національна музеїв і колекцій їх замінює за шедінця до сару тікарі до мене вас трилаць презентар. Дати комісії, процесу де екзаменарі до сарули, а пар каріван требе супліментарі, де джену, уйти, респективу музею а індикат, ка реставрат 300 де об'єкти. Інтересант, кум а реставрат, ка ну індика екіпаменти пентру лабораторі де реставрарі. Свете, де ечко ти де формулава аста. Atunci comisia poate să facă o deplasare la fața locului. Asta nu este obligatoriu. Și să mă înțelegeți, comisia noastră sunt și ei angajați ai instituțiilor muzeale naționale care au treabă până peste cap și lucrează voluntar și volumul va fi enorm pentru acreditare. De aceea comisia nu o să vină la fiecare muzeu la examinare. Dar nu excludem situația când va fi o vizită la dumneavoastră. În baza acestei vizite, urmarea acestei vizite, comisia va întocmi o notă și dacă în urma vizitei lucrurile stau altfel, mai frumos sau poate mai urât decât ați prezentat dumneavoastră, această notă va fi luată în considerare la concluzia Comisiei Naționale. Comisia Națională a elaborat concluzia, a transmis-o ministerului. În concluzia comisiei va fi recomandarea gradului de salarizare. Pentru că acolo, la sus, la statutar, noi trebuie să indicăm Muzeul Național de Muzeul Ținutului Etnic, categoria de salarizare 1, în denumire. Să indicați categoria de salarizare. El e scăpat din documentul propriu zis. De aceea, în folosul dumneavoastră este, acolo unde o să scrieți denumirea instituției, în cerere, și în toate anexele unde scrieți denumirea instituției, puneți virgulă și scrieți categoria de salarizare 4 sau 3, la care sunteți dumneavoastră. Pentru ce se face lucrul ăsta? Ministerul, autoritatea centrală, nu are voie, pârghii și cadrul legal pentru a impune autoritatea locală, care în legea descentralizării, să modifice salariul dumneavoastră. Dar autoritatea centrală, în baza acestui regulament, poate veni cu recomandare și zice că muzeul respectiv este acum raportat la categoria de salarizare 4. Din numărul de bunuri pe care îl deține, din efortul pe care îl depune muzeul pentru valorificarea patrimoniului, din măsurile care se iau pentru activitatea de cercetare, expozițională, din datorită faptului că sunt proiecte internaționale la care muzeul a participat, se recomandă majorarea categoriei de salarizare din 4 în 3. Această concluzie va fi în ordinul emis de ministru. Acolo va fi scris în felul următor. Se acreditează Muzeul Ținutului Edineț, se recomandă categoria de salarizare 1. Ori, dacă sunteți la categoria de salarizare 4 și ministerul recomandă categoria de salarizare 3, dumneavoastră, în calitate de director, ați luat acest certificat de acreditare, v-ați dus la el și ați zis, vedeți ce scriu cei de la minister? Să-i majorați categoria, pentru că majorarea categoriei nu mult, dar oricum se răsfrânge asupra salariului pe care îl primiți dumneavoastră. Asta e cam tot. Ce am avut eu să vă zic e acreditare. Mai departe, eu am dau cuvântul colegilor care o să lucreze cu dumneavoastră pe registru electronic și vă trebuie și tare multă putere și răbdare acolo și atenție mai puțin. Aici este să vă știu. Eu doar am profitat de ocazia știind că am avut foarte multe apeluri telefonice legat de acest regulament de acreditare și tu, Danslan, începe acreditare și bune cu acreditarea. Foarte ușor, dumneavoastră, cu acreditare. Foarte ușor. Vă o să treceți foarte ușor și bine. Totodată va fi o modalitate să vă mai puneți la punct niște chestii la care nu v-au ajuns mâinile, să mai amintiți primarului că existați și să mai spuneți primarului că muzeul trebuie să fie condus de director. Directorul trebuie să activeze
în baza unei fișe de post și a unui contract și acolo trebuie să fie scris că el este director, nu muzeograf pe o jumătate din normă care primește salariul așa, ca pe primar să-l aranjeze, salariul ăsta să fie același cum a fost până la legea 270. Pentru că eu știu situația la dumneavoastră. Nu să vină nimeni de la minister să vă modifice salariul. Am avut un telefon din, nu zic de unde, din localitate. Un muzeu în subordine autorității publice locale de nivel 1. Care lucrează toți anii ăștia, de când a intrat în vigoare legea 270, l-a chemat primarul și a zis, scrie cerere, treci muzeograf, el trece muzeograf, face tot ce are de făcut în calitate de director și de muzeograf și de restul, primește fâțul celălalt, să mă scuzați, de salariu și nu-și dă interesul. Păi stați un pic, dar eu până m-am lucrat director, ce m-a pus și am trecut la muzeograf? Atâta timp cât dumneavoastră ați fost persoană care ați depus cerere, rog să fiu trecut în funcție de muzeograf cu 0,5 salariu, să nu primiți cumva mai mult de 1000 lei, da? Deci atâta timp cât ați scris cererea, nimeni nu poate să vină nici cu un sprijin pentru dumneavoastră. Nici într-o instanță nu puteți merge, pentru că dumneavoastră ați depus cerere. Cereți de la fondatorul dumneavoastră să aveți fișă de post. Fișa dumneavoastră a conducătorului instituției trebuie să fie la el, la fondator. Dumneavoastră în instituție trebuie să aveți fișă de post pentru toți angajații dumneavoastră. Eu știu că ele nu există. De asta insist acum. Cei care mă privesc sceptic, vă rog să nu mă priviți sceptic, pentru că eu știu că nu există fișă de post. Eu știu că dumneavoastră... Evident că nu suntem la 100%, sunt situații. Cei care nu le au, vi le elaborați, vă rog frumos. Dacă vă vine greu, întrebați colegii din alte muzee și o să vă ajute. Fișa dumneavoastră de post cu sarcinile dumneavoastră să fie semnată de dumneavoastră la primărie, acolo să o aveți, sau la Consiliul Municipal, unde sunteți dumneavoastră, sau la Consiliul Raional, cine vă este fondator. Altfel nu veți putea merge niciun fel de... Și cere drept. Întrebări. Nu știu cât e eu. Da. Ziceam, noi vom face un grafic cu un... vom lua... Graficul va fi după Registrul Național al Muzeului. Dacă dumneavoastră sunteți în registru cu numărul 10, deci o să fiți cel de-al 10-lea în graficul respectiv. Dacă sunteți cu numărul 125, deci veți fi cu cel de la 125-lea. Probabil, credeți-mă, vă rog, și pe mine, că noi suntem la început de procedură și eu foarte multe lucruri nu le-am bine puse astea de tehnice, de secretariat. Dar, atunci când, dacă Consiliul Raional, cum, iată, a venit Glodeni. Da, la Glodeni sunt mai multe muzei. Practic, jumătate sunt la Consiliu. Da? Celelalte, spre trei, da, aveți la primărie și așa. Dacă Consiliul Raional consideră că ale lui 5 muzei în subordine pot veni odată la acreditare, pentru că așa le vine mai bine dânșilor de la Consiliu, atunci ei vor indica în cerere și o să vină Consiliul la Minister și o să zică, vă rugăm frumos, muzeile noastre, luați-le pe toate odată. Mersi, tare, mai mult am o să avem timp, vom avea timp. Important, noi pe data de 22 noiembrie să anunțăm această procedură. Deci eu până pe 22 noiembrie trebuie să am către fiecare dintre dumneavoastră transmis de la Minister, am să vă fac o scrisoare la dumneavoastră și la autoritatea locală. Vă anunțăm că din data de 22 noiembrie a intrat în vigoare și a demarat procedura de acreditare a muzeului. Solicităm prezentarea termenilor conform cererilor, conform graficului anexat. Vă anexez graficul. Dacă dumneavoastră vedeți că ceva nu vă bine, vreți mai devreme, vreți mai târziu, nici o problemă, sunați și modificăm. Iată, deocamdată eu așa îmi imaginez că o să lucrăm cu respectivul proces. Doamna Sevan, noi la prezentare, la prezentarea dosarului, anexăm 3 anexe, inclusiv cererea.
dar materialul convingător, adică materialul promoțional, protocol, adică se mănânc absolut respectiv la fiecare... Faceți un dosar, faceți un dosar și în dosarul cel anexați cererea, fișa de autoevaluare, și anexa 3, cum se numește ea la noi acolo, indicatorii de evaluare, da? Și mai departe, în același dosar, faceți ca un portofoliu. În același dosar, puneți folia și ea puneți. Dacă în presă undeva foarte interesant ați apărut. Deci cu cât mai vizibil veți fi dumneavoastră, cu atât mai convingător va fi dosarul dumneavoastră și comisia va fi... va avea o sarcină mai ușoară să-l examineze și cu atât mai generoasă va fi în acreditare și în recomandarea categoriei de salarizare. De exemplu, dacă este vorba de planul strategic sau niște politici locale, adică categorii, atunci îl anexăm prima pagină sau vor tot documentul? Dacă dumneavoastră, ca MK Muzeu, vă regăsiți în prima pagină acestui document strategic, îmi anexați prima pagină. Dacă vă regăsiți în pagina 10 a documentului, anexați documentul ca să vedem cât este de important, dezvoltat, serios acest document strategic și chiar personal aș fi interesată să citesc care este rolul muzeului X pe care îl acordă autoritatea locală într-un document strategic de dezvoltare a localității. Dacă aveți astfel de documente, foarte frumos, anexați acolo. Cu cât mai convingători veți fi, cu atât mai bine pentru dumneavoastră. Dumneavoastră, la anul 1, nu mi-e dați cifrele doar pentru anul 2021, când vă acreditați. Evident, bunurile de patrimoniu, da, în anul 2021 nu e mult de exemplare. Atunci când vorbim despre acreditare instituțională și de publicație și tot ce aveți, dumneavoastră vorbiți despre ce ați acumulat în perioada de la fondare până astăzi. Acum, noi trebuie să vedem de acasă. Este posibil pentru că vreau să veni cu set, pentru că dumneavoastră decideți ce considerați mai relevant și ce considerați mai puțin relevant. Sigur că dacă aveți publicate un milion de monografii... Bine, dumneavoastră, nu ați fost director, dar dumneavoastră a venit la muzeu, dacă dumneavoastră a fost publicat ceva, el doar nu a dat o arhivă, nu a fost la biblioteca. Eu ați fost lucrat la muzeu, mâine nu lucrez. Nu s-a păstrat nimic și nu avem de la ce. Nu s-a păstrat nimic. Despre inițierea procedurii de acreditare. Venim cu precedenții 4 ani de zile, deci 2021, 2020, 2019, 2018. 4 ani de zile, vă zic că noi suntem și noi la început și este de asta pot apărea. Deci venim din 4 în 4 ani, facem evaluarea acreditării din 4 în 4 ani. 8, 9, 20, 20, 20. Deci ce are ceva? Este regulament prevăzut în momentul ăsta. Astăzi, nu trebuie voastră, nu susține cineva. Nu susține procedura de acreditare. Se dă un termen suplimentar de 2 ani pentru a
redresa situația, a îmbunătățit lucrurile și atunci când muzeul vine peste 2 ani cu o cerere suplimentară, el face exact același lucru care l-a făcut pentru prima dată. Exact același dosar, cu același conținut, cu același valoare, deci acolo, vom considera ceea ce a neajunsurile pe care au fost și motivele de ce n-a fost suplimentat, învățăm lucrurile și la 2 ani. Aprezentarea muzeilor nu e montată deja, adică s-a inițiat o muzeu a primării, țară, adică e sigur că o comparație. Noi vorbim, la momentul noi vorbim doar despre muzeile care sunt trecute în Registrul Național Muzeilor. Noi foarte multe muzee care se numesc așa, sau, dar de fapt sunt cum am avut un informația venit într-un sat. Dar să noi în sat lucrează un gheraș muzeal. Eu nu vorbim de un gheraș, dar nu vorbim despre un gheraș. Vorbim despre muzeul care este înregistrat. De fapt, scopul acreditării a fost inclusiv ăsta. Să nu credeți că noi avem cineva fa la mister și am vrut să mai facem în bubâtă. Nu este vorba de bubâtă. În situația concretă a țării noastre, când autoritatea centrală nu poate concret cu nimic ajuta instituțiile care sunt în subordinea altui fondator, în condițiile legii decentralizării, noi putem veni cu un sprijin doar prin această modalitate. Doar așa. Și noi o să ne obișnuim toți. Și noi o să ne obișnuim și dumneavoastră, o să ne obișnuim. Și o să găsim, eu sunt convinsă că o să avem zeci de telefoane și discuții și să fim numai sănătoși și mai adunăm o dată dacă ziceți că este nevoie. Ne mai adunăm o dată, într-un format mai mare sau mai mic, poate pe raioane separat. Eu am zis colegilor din Găgăuzia care m-au sunat ieri sau alaltă. Dacă este necesar și vă referiți la domeniul, la regulamentul de acreditare, unde mă descurc eu fără colegii pe IT, eu vin la dumneavoastră într-o zi suplimentar și vorbim despre același regulament, dacă vreți în limba rusă, hai să vorbim despre el în limba rusă. Deci niciodată nu o să auziți la minister că nu, deschideți regulamentul și citiți. Nu. Ceva? Regulamentul este publicat în limba rusă, evident, și anexele respective, toate sunt și în limba rusă. Dar dacă aveți nevoie, eu n-am zis niciodată că nu vin și nu. M-a sunat doamna director? Doamna director sau nu doamna director? M-a sunat de la CACU, doamna Marina? Marina? A, voi ziceți. M-a sunat de la CACU, doamna Marina și a făcut și eu acum acel cu tocmai ăsta, Poli Ciudesc. La solicitarea dumneaei, de fapt, am rugat să ne ajute cu transmisiunea în direct a seminarului, pentru că o bună parte dintre colegii noștri n-au avut posibilitatea să vină. Și de aceea, la CACUM venim la CACUM. Spune-ne ce nu venim la CACUM. Trebuie să venim cu cineva de misia muzeilor, pentru doamna expert pe regulamentul de evidență și păstărare, om doamna Cornet. Noi mai avem încă câte noi avem 10. Noi avem 10 minute până la pauză. Pauză o facem la 11. Și dacă dumneavoastră acum aveți ceva de întrebat regulamentul de evidență și conservare cât este doamna Aurelia în fața dumneavoastră, o întrebați acum. Dacă nu, la ora 11 și cealaltă parte că nu vreau să fie toată ziua și să le rețin. Da? Da? Noi sunt de la program și noi așa avem întrebare, suntem în programul pilot, am început, nu știu cât de bine o facem, dar parcă am început a face primii pași. Întrebare, iată când ajungem cu clasificare, cu categorii, cu tezauri, clasare, da. Cum facem? Noi trebuie să avem numărul celălalt de la minister. Facem listele, facem toate fișele, le trimitem la minister. Adică
că iată aici avem așa, suntem mulțumiți și știm cum să facem. Este un proces pe care dumneavoastră, la nivelul instituțiilor bineveniți, nu puteți să-l faceți ține să pentru a face clasarea într-o categorie de sau dumneavoastră vă trebuie experți acreditați. Experți acreditați sunt statul muzeului național. Asta înseamnă că trebuie să faceți demersuri către ei și dosarele pe care le-ați pregătit să le prezentați experților spre examinat. Ei vor lua decizia dacă consideră susțin clasarea, cu decizia lor de susținere a clasării, doar în cazul când susțin clasarea, mergem la Comisia Națională. Tema Comisia Națională examinează Ministerul Interiorului. Dar dumneavoastră singuri, dacă nu aveți expert acreditat, nu puteți merge la Comisia Națională cu dosarul. Doar prin intermediul. Dar suntem împreună. Cu valorificare exponatului profil, cu valorificare exponatului. Adică, nu dăm preț. Aș vrea să completez puțin la clasare. Noul regulament, în general, din 2011, prin legea 280, s-a trecut de la sistemul sovietic de evidență, unde aveam fondul de bază și fondul auxiliar, s-a trecut la un nou sistem, la clasarea bunurilor culturale în trei categorii, tezaur, fond și patrimoniu mobil comun. Bun, pe parcursul anilor a fost completată legislația, inclusiv și legea muzeilor în 2017. Anul trecut a apărut nou regulament de evidență și conservare, care pune în aplicare legea numărul 280, privind protejarea patrimoniului și legea muzeilor. Acum cu clasarea. Noastră, începând cu 1 ianuarie 2021, nu mai aveți voie să treceți piesele în fondul de bază și fondul auxiliar, fiindcă legislația spune altceva. Trebuie să le clasăm. Clasarea se face după, cred că le-ați citit toți, regulile, sau le zice, regulile de clasare, normele de clasare. Ați citit normele. Clasarea are două etape. Prima etapă se începe din muzee. Un specialist din domeniu, care știe bine colecția, care știe patrimoniul, face prima etapă a clasării, adică se ia un anumit număr de piese sau o colecție. Se fac fișele analitice. Se face raportul privind susceptibilitatea clasării, adică dacă piesele astea merită să fie clasate, și le evaluați după trei categorii generale. Puneți punctaj acolo și propuneți. Noi propunem ca piesele date să fie clasate. 1. În dezaur sau 2. În fond. Etapa a doua, care este decisivă, merge la expertul acreditat. Doamna Cocimban deja a spus, experții acreditați sunt doar la muzeile naționale, cu regret. Eu sper să apară și din muzeile regionale de prin raioane, fiindcă oricine poate să-și depună dosarul. Iar expertul acreditat deja face al doilea raport, evaluează piesele noastre după alte 5 categorii specifice, pune notele, le acumulează cu punctajul noastră și dă verdictul. Piesa dată poate fi sau nu poate fi clasată, în ceea ce ați făcut noastră. Iată în ceea ce privește clasarea. Pentru o... A vă ușurat să nu credeți că este o... problemă foarte ușoară, este complicată și pentru muzeile naționale, nu numai pentru muzeile noastre, fiindcă cu regret avem foarte puțini experți acreditați. Pentru a vă ușura într-o oarecare măsură activitatea și ca piesele să nu stea neregistrate, presupun că cei care intră la dumneavoastră acum în patrimoniu, vedeți după importanța lor, le puteți clasa eventual în patrimoniu mobil comun. Ceea ce se face nu prin Comisia Muzeilor și Colecțiilor, se face prin Comisia de Evaluare și Acreditare a Muzeilor, adică piesele care au valoare locală, mă rog. Asta e o ieșire, eu vă zic ca o ieșire din situație ca piesele să nu rămână neregistrate cu lumine. Raportul de expert, eu, asta este părerea mea ca muzeograf, eu cred că
că noi, între noi, muzeografii și experții, ar trebui de făcut evaluările gratuite. Asta este părerea mea. Ar fi, mi se pare, ieșit din comun ca să luăm, percepem taxe de la colegii noștri, da? În primul rând, toate taxele care pot fi percepute, ele se iau doar în baza nomenclaturilor de servicii prestate de către instituțiile de însupărte a Ministerului Culturii. În acest nomenclator, nici formă nu se regăsesc respectivele servicii. Așa că n-are cum. Da, probabil, în primul dețin. Se vor face scrisori de la instituții la instituții, neapărat, cu solicitare. Dacă nu va merge așa, se vor face scrisori de la instituții la minister, de la minister la instituții, ori de la instituții la comisia muzeilor, la comisia muzeilor la minister și la instituție. Dar, da, se va face. Asta este un proces continuu. El nu va începe, el, dacă se va începe mâine, el nu se va încheia doi mâine. El va dura, și noi știm asta. Și nu ne punem sarcini reale, ne punem sarcini reale, că da, într-o anumită perioadă de timp reușesc să fac atâta, dar fac. Nu zic că este real și nu fac nimic. Fac. Țin, dar mă mișc înainte. Dacă nu mai sunt întrebări la aici, ieșim afară, luăm o pauză și revenim, suntem chiar de grijă, suntem la aici. Da. Fac un apel către dumneavoastră. Ridicați-vă rog normele privind acreditarea experților. Normele de acreditare a experților în domeniul patrimoniului cultural mobil, ele sunt în același monitor oficial. Nu căutați monitor oficial, sunt site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Normele de acreditare a experților în domeniul patrimoniului cultural mobil. Acolo este conținutul dosarului. Eu nu exclud din cadrul instituțiilor dumneavoastră și nu mă apuc să dau nume. Eu știu câteva persoane de aici care sigur pot să încerce să depună dosarul. Depuneți dosarul la comisie. Comisia Națională a Muzeului și Colecțiilor examinează și vă acreditează. Obțineți certificatul de acreditare și mergeți înainte. Vă faceți ștampilă. Faceți el ar fi foarte bine dacă ați avea și prin raioane măcar 2-3 experți. Atunci se apelează din muzeile din localități, se apelează la experți. Desigur că avalașa aceasta, dacă se va începe clasarea, va fi enormă pe muzeile naționale. Să nu credeți că în muzeile naționale sunt foarte mulți experți. De exemplu, la Muzeul de Istorie noi nu avem, și la noi este o pasivitate din partea personalului, nu foarte multă lume și-a depus dosarul. Și de aceea, într-o oarecare măsură, aici suntem piedica cu clasare. Dar cei care lucrați de multe muzee, cunoașteți piesele, oricum vă specializați într-un anumit domeniu de piese. Curaj și depuneți dosarele. Dacă îmi permiteți, eu sunt Valeria Sorceanu, dacă nu știți, eu mă prezint, sunt președintele Asociației Obstească, Comitetul Național ECOM și director la Muzeul de Istoria Orașului Chișinău. Vreau, în primul rând, să vă mulțumesc mult că ați acceptat această invitație din partea Ministerului Culturii, dar noi, ca Asociația Obstească, facem o parte din această manifestare care astăzi are loc. Și, nu știu, dacă nu cunoașteți, eu în două cuvinte vă explic. Noi suntem Asociația Obstească, dar nu suntem o asociație specifică, că prezentăm interesele comunității muzeelor. Deci suntem ca o parte integrale a Asociației Internaționale, Consiliul Internațional al Muzeelor. Am inițiat această asociație din 2010 și deja pe parcursul anilor am implementat mai mult de 15 proiecte, inclusiv și proiectele care sunt legate din muzeografie, patrimoniul cultural. Și astăzi eu vreau să vă prezint, cred că mai mult o să vorbesc persoanele care au fost implicate în proces de elaborare registrului.
Dar totuși vreau să vă, așa, în două cuvinte, să vă spun că asociația noastră invită spre colaborare și spre participare pe toți muzeografii din Republica Moldova. Suntem asociație, suntem deschiși pentru colaborare și mai mult activitatea noastră este bazată pe un suport consultativ, metodologic. Și facem toate aceste lucruri împreună, în parteneriat cu parte cu Ministerul Culturii, că vă prezentăm, nu pur și simplu societatea civilă, dar prezentăm lumea din domeniul muzeilor și a patrimoniului. În 2018 am inițiat acest proiect, că deja pe parcursul anilor am discutat că avem nevoie de acest registru electronic. Și eu când am devenit director la Muzeul de Istorie orașului Chișinău, am înțeles că, într-adevăr, este o mare problemă să gestionăm patrimoniul la noi mai mult de 26.000. Și atunci ne-am pornit cu colegii noștri, cu Aurelia, cu care este expertul această negociere, am scris proiect și sincere mulțumiri Ministerului Culturii că a fost acceptat și am primit această finanțare. Deci anul acesta deja am primit și a doua tranșă pentru a implementa deja registrul și să desfășurăm, distribuim registrul pe toată țara. Pe prima etapă noi am avut 5 muzee piloți, da, care au participat la elaborare. Împreună cu experții noștri am făcut mai multe instruiri, am discutat care sunt necesitățile și clar că acest registru este bazat pe normele care sunt deja puse în legea patrimoniului mobil și legea muzeelor. Și acum eu vreau să ofer cuvântul doamnei Aurelia Cornevski, da, care va explica care este rolul registrului și, da, așa am spus, să fac o mică prezentare. Da. Pornesc chiar de la legea numărul 280/2011, unde se spune că registrul de evidență patrimoniului muzeal se va ține în format de hârtie tradițional și în format electronic. Registrul electronic, registrul informatizat. Bine, din 2011 am trecut cam 10 ani. În sfârșit am ajuns la concluzia că trebuie să existe și un registru electronic. De ce avem nevoie de acest registru electronic? 1. Să lămuresc ce înseamnă registru electronic. Aveți registru în care se registrează piesele de patrimoniu, da? În cazul dat, veți avea nu doar registru pe hârtie, dar și registru în format electronic. Acest registru se completează conform fișei noi, fișei analitice, care permite să regăsiți foarte repede informații, să organizați diverse expoziții căutând în acest registru, să scoateți registrul pe hârtie, adică îl completați în format electronic, iar la sfârșitul anului îl scoateți pe hârtie, îl coaseți, îl copertați și aveți registrul. Adică este foarte ușor. Se elaborați diverse, am zis, expoziții, cataloge și așa mai departe. Patrimoniul sau piesele de care aveți nevoie, având registru electronic, se regăsesc foarte ușor. Fie după numărul de inventar, fie după denumire, fie după categorie, fie după colecție sau după ce doriți. Iată, acesta a fost ideea noastră să pornim. Am făcut acest registru electronic, baza tehnică, adică a fost asigurată IT-ul de către Dumitru Lungu, care este în fața noastră, și care ne-a ascultat doianțele, am făcut mai multe sesiuni de instruire anul trecut, am văzut care sunt părțile slabe, le-am remediat. Desigur că acest registru electronic nu este perfect. Vor mai apărea probleme pe care va trebui cu timpul să le remediem, fie că acesta este un lucru vil. Am făcut și niște instrucțiuni de completare a fișei analitice. Fișa analitică pe care o aveți dumneavoastră în documentația pe care ați studiat-o anul trecut odată cu regulamentul de evidență și conservare a intrat în vigoare.
Vreau să vă zic că nu contează formatul grafic al fișei. Fie că o faceți pe foaie mare, pe o singură foaie, numai pe rector, sau o faceți pe rector și verso. Principalul este să păstrați câmpurile, absolut, și să completați aceste câmpuri după anumite reguli. Aceasta este important. Pentru că registrul electronic ne va oferi posibilitatea să creăm o bază mare de date a întregului patrimoniu din Republica Moldova. Iar având reguli unice de completare, vom putea crea această bază de date. Cu plăcere. Atunci când va fi cazul, cred că Dumitru va prezenta, atunci când va fi cazul, eu pot interveni și vă pot ajuta, lămuri, cum se completează aceste câmpuri. Dacă veți avea nevoie. Mulțumesc. Și acum, indiferent de micro, da, îți facă o... Bună ziua! Eu încerc să vă stau puțin la cineva la spate, doar că aici este poziționat calculatorul și cumva e mai simplu și așa am nevoie să gestionez eu. Eu mă numesc Lungu Dumitru, sunt director și fondatorul Internet Consulting. Din 2005 îi oferim diverse soluții pentru organizații de stat, ONG-uri și alte companii. Avem implementate peste 200 de proiecte în diverse domenii. Când am auzit prima dată de proiectul dat, Valeria îmi spunea despre ce e cut, este așa o posibilitate să ajutăm muzeile să aibă un registru electronic. Și eu zic, stai puțin, dar cum se face la moment? Zici, se face tot pe hârtie, dar cum, doar pe hârtie, n-aveți nici un Excel sau chestii? Și am aflat o chestie foarte interesantă. De fapt, muzeile mari au acces la niște registre electronice, dar cei mici vă las cumva așa, vouă nu vă trebuie, faceți pe hârtie. Și atunci zic, nu, hai să schimbăm situația, să facem ceva bun, inclusiv și pentru muzeele mari și pentru cei mici, să aibă și ei acces la ceva interesant. Procesul de lucru cam a să fie în felul următor. Eu să fac o prezentare generală a platformii, cum puteți vedea datele, după care să vă arăt cum puteți să introduceți aceste date. Și asta avem și un formular de înregistrare. Pentru că eu să vă fac la fiecare muzeu să vă dau acces, asta am nevoie de niște date de-a dumneavoastră. Și ulterior, în câteva zile după ce noi avem această prezentare, să vă dau acces și voi să puteți să intrați semnătător în platformă. De fapt, ce este baza asta de date sau ce este mănâncă? Muzeile, la moment, chiar și muzeile mari, ele au o bază autonomă care se află pe un calculator undeva la ei și asta creează câteva dificultăți. Unii de muzei mari au doar un singur calculator, sunt alte muzei, ca Muzeul de Artă, care au trei calculatoare și s-au pomenit cu trei baze de date diferite care nici nu pot să le gânească. În cazul bazei noastre este un concept nou, cum se mai numesc, în nouă sau cloud. Deci toată baza dată s-a aflat prin niște serverele guvernamentale care sunt super rapide. Și atunci, indiferent, voi dați puteți să mergeți din mai multe localități, chiar din mai multe localuri, poate fi introdusă din mai multe persoane. Avantajul cel mai mare e că datele nu au cum să piardă, pentru că ele, fiind odată introduse, fac copii de rezervă, multiple. Și voi totdeauna o să aveți acces la aceste date, securizate. Puteți să faceți oricând căutările necesare în bazele de date și puteți, cel mai important, să vă generați fișele automat. Nu trebuie întâi să completați manual, după care să introduceți. Deci nu avem ca sarcină să vă facem viața mai grea, din contra. Eu vreau să vă fac viața cât mai ușoară și să depuneți cât mai puțin efort. De asta vin cumva să vă ajut și voi să mă ajutați reciproc să-mi spuneți dacă ceva nu o să meargă bine cu baza sau undeva să aveți nevoie. N-ați descoperit niște câmpuri specifice, să vedem împreună și să o perfecționăm și în timp să avem un produs rapid, util, comod. Haideți să începem cu prima etapă care este foarte ușoară, dar ați fiu sigur că noi o avem. Deci puteți să intrați de la orice dispozitiv, telefon, calculator și intrați, vă rog, pe această adresă muzeu.app.
Da, dacă aveți... Este să puteți folosiți un smartphone, un telefon, de asemenea... Și găsiți, mai jos, să găsiți un link care, dacă l-accesați... Până jos, unii, da. O să apară un formular de registrare. Și mă apeși pe dâns și îl apare automat. Muzeul e... Apropo, calculatorul ăsta e probabil unul mai, nu știu, mai greboi sau mai... Băi, n-am intervenit. Administrarea Da, deci fiecare muzeu poate să aibă nu doar organizator, poate să aibă mai mult fonduri. Și chiar e bine, dacă sunt două persoane care sunt registrate, înregistrați ambele persoane. Pentru că este numele de care persoane și în felul dat nu știm să vedem cine a produs, cine a știut, cine a tipărit sau cu alte acțiuni. Dacă la muzeu aveți 10 persoane și produs, cum se face în felul următor? Deci, eu ce spus este foarte important deoarece este registrul electronic. Eu nu cred că 10 oameni trebuie să aibă acces, pentru că este vorba, se pot face schimbări. Nu trebuie fiecare să intre în acest registru și să facă schimbări pe care îi plăsnește prin cap. Oamenii care fac schimbări, ei trebuie registrate. Uitați pe acest registru. Știți că sunt drepturi foarte stricte, referitor la registrare. Ai fapt corect, dar în momentul când nu mai e unde se face efortul ăsta de umplere informației. Când este enorm de mult. Deci, o persoană are nevoie de 100 de ani ca să producă... Poate două persoane sau cineva să fie supervizor care să verifice. Procesul, vă rog, în muzee, nu lăsați la discreția membrului personal. Cel care face, oarecum în muzeu aveți o persoană care face evidența, nu? Așa, persoana care face evidența, ea trebuie să supervizeze toate registrările care se fac, să le verifice. Se scoate, domnule, dar înțelegeți, într-un bun cultural, el poate, poate fi făcute schimbări și înlocuit cu alt bun cultural, înțelegeți? Asta e registru, nu uitați. E clar. E clar, dar asta e problemă foarte importantă. Acesta este formularul, eu urmăresc, dar am o colegă, probabil, nu uităm de unde, n-am o gândit de noi să facă și să fie și istoric. Am întrebare. Da. Da, e ca noi care completăm acum, de nu știu ce să zic. Abreviatura noastră, cum este dependență ca noastră? Da, da. Denumirea mai jos aspiratură. Dar noi nu știm. Deci sus a fost introdus. La denumirea, muzeul de denumirea lui care o aveți. Și jos deja au o vreme 3-4 caractere. Haideți să facem așa, dacă eu am înțeles că este o problemă cu internetul, vă rog, notați adresa aceasta, dar nu, aceasta, dar vă arăt imediat. Dacă adresa,
notați, vă rog, această adresă, muzeu.app.fm. Și deja când ajungeți acasă, accesați această adresă, mergeți la linkul din mai jos dintre acesta și vă înregistrați. La link? Deci, eu vreau să merg rapid să vă arăt ce este. Este un formular foarte simplu. Este denumirea muzeului pe lung, abreviatura, localitatea și date de acces la utilizatorul. În caz că aveți 2 sau 3 utilizatori care doriți să-mi dați acces, înregistrați formularul ăsta de 3 voi. Pe aceeași, spuneți denumirea în data muzeului, abreviatura, localitatea și așa. Cu e-mailul personal la scrie și datele de acces, când ați intrat ulterior. Da. O parolă care o doriți să fie și apăsați butonul, independență, dacă e în engleză sau în rusă, pravi în sens. Da, e destul de clar. Da, da, da. Asta este formulat, nu e-mail. Hai departe. Deci după ce faceți acces, în câteva zile noi să verificăm datele și să vă adăugăm și să aveți acces. Acum vreau să vă prezent platforma. Sunt câteva date care deja au fost introduse de către muzeul din pilot și vreau să vă arăt cum arată. Deci, după ce ați introdus datele de acces, ați primit ceva o adresă de tip muzeu admin. Aici ați intrat în sistemul de administrare. Secundă. Și ați introdus parola, utilizatorul și parola. După intrare, deja nimeriți la o pagină. Cum așa. Eu, prima dată, ce vreau să vă arăt doar cum este, e, hai să spunem aici, un calculator care se vede puțin mai îngust din cauza la proiector, dar asta nu ați întors să vă fac o prezentare. În partea din față, noi aici vedem toate articolele care au fost introduse, au fost adăugate. Inclusiv și persoana care au adăugat, la ce dat și la ce oră au fost adăugat. Avem câteva posibilități. Avem posibilitatea să o vedem, deja după ce am introdus, să vedem care este fișa după standardele, după ultimele standarde care sunt făcute. Încă un avantaj foarte mare. Dacă, de exemplu, ministerul, cu timpul, decide ca un câmp, de exemplu, să fie înlocuit sau să fie o altă denumire, asta nu înseamnă că iarăși dumneavoastră trebuie toate fișele să le modificați. Asta noi o să facem automat și gata, pentru că datele odată introduse, nu mai trebuie să fie modificate. Da. Spre exemplu, dumneavoastră aveți introdus o fișă, voi ușor puteți să o scoateți la imprimantă. Deci că după ce o introduci, să o scoate la imprimantă, o scoateți la imprimantă la sfârșitul lunii sau la sfârșitul anului, când deja este nevoie să fie plasată. În sistemul de administrare avem două posibilități. Să o fie că apăsăm pe butonașul dat săgeat și vizualizăm rapid datele cum am prezentat în format dat, sau apăsăm butonul de fișă și atunci fișierul dat se downloadează într-un formator. Și noi putem să-l deschidem, putem să-l transmitem, putem să facem poate alte modificări care avem nevoie. Și avem informația dată și formatul. Da, deci îmi trimit o întrebare. La Claraș noi facem deja înregistrare. Da. Iată, vedeți, acolo noi am avut insigna cu fotografie, dar aici nu avem. Și noi vom scoate nouă. Aici ca la zi. N-ați mult care este la noi trebuie să ne înregistrăm sau tot ce facem? După înregistrare, deja să dau acces. Acum eu vă fac prezentarea, dar mi-a spus și acasă puteți să trebuie să vă înregistrați. Așa. Care cu ce posibilități? Haideți să facem felul următor. Eu vă fac prezentare și la sfârșit vă răspund la întrebările necesare. Ok? Mai aveți așa o posibilitate interesantă de a căuta sau de a filtra anumite date, da?
De exemplu, noi vrem să vedem toate articolele dintr-o anumită categorie. De exemplu, din arheologie. Că atunci, după ce noi am introdus, dar nu sunt sigur că noi avem ceva acum în moment, că este introdus. Da, și noi am obținut toată lista care a fost introdusă în domeniul ăla. Inclusiv și cu niște poze mici, care să ne ajute, să ne favorizeze căutarea lor. Bine, dar căutarea o să fie cu toate muzeile sau doar muzeul meu. Fiecare muzeu are acces doar la muzeul meu. Acces este doar fiecare muzeu, doar are acces la muzeul lui. Nu poate un alt muzeu să intre. Doar în cazul în care va fi creată o bază publică, în care din toate muzeile va fi creată această bază, dacă atunci fiecare, și muzeii, și orice persoană, va intra. Iar în cazul dat la registru, dumneavoastră aveți acces doar la muzeul noastră, altul doar la muzeul lui. Pentru că așa și ne registrăm. Astfel, da. Cine asigură integritate? O să vă răspund. După care noi putem sortăm după alți parametri, de exemplu, ca titlu, alte categorii. Deci aici mai jos este un filtru cu, practic, toate categoriile care sunt după altele, după toate metodele de căutare. Și la salvare, sau putem să le exportăm. După ce am găsit toate, noi putem să le exportăm și să le avem într-un Excel. De exemplu, nu știu, mi-a făcut o listă, vrem să vedem, nu știu, cineva ne-a întrebat, uite, noi care sunt toate articolele, nu știu, cu valoare estimată, nu știu, până la 5.000 de lei, dacă le aveți deja estimat. Și atunci, după căutare dat, puteți să le exportați. Așa, în continuare, noi avem câteva posibilități foarte bune. Asta este registrul, exportul registrului. Deci, registrul, iarăși, odată fiind completat fișa, la sfârșit de an aveți registrul deja completat. Nu trebuie iar să mai completați încă o dată cărtitul. Din această fișă pe care dumneavoastră o completați, să aleg la registru. Sunt deja alese rubricile care trebuie să fie registru, care este aprobat prin regulament. Dați-l la printare și vă apare registru cu toate rubricile. Adică nu trebuie să mai completați aparte. Ați completat odată fișa s-a introdus în fața de date și dumneavoastră scoateți pe urmă atunci când aveți nevoie de registru, apăsați la registru și vă vine registru. Da. Da, deci registrul, iarăși, puteți să-l scoateți, să alegeți un parametru de dat, de exemplu, pentru o lună, pentru un an, pentru doi sau mai multe. Asta o alegeți, fiecare o alege individual. După apăsarea butonului export, ni se generează iarăși un fișier, în care avem, bun, aici văd că e țin de calculator, probabil este o versiune, nu știu, sau vechi, sau neregistrat cu Microsoft Word. Dar aveți un registru de formatul, bun, iarăși în Word puteți să alegeți formatul care aveți nevoie, el de obicei e un format a trei mai mare, că automat se face pe două voi, pentru că el e destul de lung. Păi, dar nu am făcut un diversul vreo două trei, dar pe a trei nu l-am făcut. Pe a patru spuneți două, două, tot scoate, doar le uniți. Sau le faceți mai mici, dar mai mici, cred că nu prea să vedeți ceva de mine. Adică este același format cum aveți acum la moment pe gestul dumneavoastră care îl dețineți. Haideți să vedem mai departe. Acum vreau să vă arăt metoda prin care puteți introduce aceste date și cât este de complicat, în ghilimele, ca zic, chiar nu este deloc complicat. Odată cu accesul, a să vă dau și un ghid cum să introduce toate datele, ca să vă favorizez și să vă fie mai ușor. Pentru că una ce prezintă acum, dar poate mergeți acasă, poate este o altă persoană și atunci dați acest ghid. Sau fie că, mă rog, ceva nu ați prins sau nu ați memorat, sau nu ați scris. În mod electronic? În mod, da, să vă dau un ghid în mod electronic, care puteți vedea pas cu pas cum se gestionează toate bazele de date. Deci, pentru creare, eu merg la crearea unui produs. Nu este de ce Este un lucru, mi-e dăm seama, foarte mare a
Acum o să începeți piesele care noi introduse și în paralel mergeți retroactiv cu piesele care deja le aveți în registru. Deci noi am ceva din colegii au testat, peste 100 de fiși s-au produs într-o zi foarte simplu de a fi introdus, adică leger. Nu s-a aici cu țara, de leger. Care cunosc calculatorul, care cunosc calculatorul. Stați puțin, vreau să vă dau o întrebare. Cine dintre cei care gestionează registrul, din dumneavoastră, hai să zicem așa, cine o trimis un e-mail? Dacă puteți să spuneți cine să spuneți dumneavoastră un e-mail odată, da. Deci cunoștința acestea este suficient. Dacă puteți să trimiți un e-mail, este suficient ca gestionați registrul. Nu trebuie nimic alte cunoștințe. Deci vedeți că este destul de simplu. Eu doar am accesat butonașul dorit și doar aleg din câmpuri. De exemplu, dacă eu aleg categoria dorită, în categorie așa, și poate să fie destul de multe, dar este așa posibilitatea să apăsați rapid de două ori și scriu, de exemplu, istorie. Și atunci mă duce automat la categoria dată de istorie, ca să știu mai ușor. Titlul, dați titlul denumirea articolului, codul și datarea. Datarea, vă rog să fiți puțin atenți, ca să avem toți aceeași datare și să fie corectă, am elaborat așa o schemă, e foarte simplu, de fapt. Noi, de exemplu, dacă alegem, hai zicem, secolul perioadă, da? Atunci automat apare alte date și noi putem să alegem, de ca secolul perioadă, de exemplu, de la începutul secolului 10 până la mijlocul secolului 11. Și gata, deja când îl generez tabela, el automat să apară începutul secolului 10, mijlocul secolului 11. Și asta vă ajută ca să aveți o claritate, să fie la toți tot una și să nu comiți să greșești. O persoană care introduce nu comiți să greșești. Așa, în a doilea... Da, evident, pentru arheologie este altă datare. Înainte de Hristos, iarăși, este secol și este perioadă. De exemplu, dacă este secol, spune că e început sau mijloc sau sfârșitul. Da. Sfârșitul secolului 3. Și atunci fișa apare înainte de Hristos, sfârșitul secolului 3. Și a doua tabelă în care ați folosit cel mai mult, da, este, aveți în câteva posibilități. La attachment, puteți să plasați fotografia, dar aveți posibilitatea chiar inclusiv tabela asta sau softul, da, să-l accesați și de pe telefon. Și atunci, automat de pe telefon, puteți chiar în timp real să fotografiați articolul care dat și să-l plasați. Nu este nevoie să-l puneți undeva, de exemplu, de pe cameră, în telefon, în calculator, să-l prelucrați, să-l plasați. Deci softul automat a să iei fotografia dumneavoastră, să o prelucreze, să o plaseze, să o optimizeze și să o aveți păstrat. Puteți să păstrați nu doar una, puteți să păstrați 20 de poze la un articol. Dacă este a să fie nevoie și mai mult, o să accesăm să aveți. La specificații deja aveți practic tot registrul, dar vreau să fac poate un pic. Să mai mixă cumva, așa, să nu-i cum doream. Aici sunt toate câmpurile, practic, care se regăsesc în fișă. O parte din câmpuri poate nu fie necesar. De exemplu, partea de sus este informația despre registru. De exemplu, numărul de registru, observații, data înregistrării, adică tot ce ține de registru. Mai jos, deja sunt câmpurile standard, de exemplu, tip categorial, cod de ținător, numărul, adică toate datele care dumneavoastră le aveți în fișă. În continuare, aveți în câteva date, de exemplu, câmpuri ca dimensiuni, care sunt incluse, hai zic aici, dacă nu lungimile toate le sunt introduse în centimetri și avem și dimensiuni în milimetri. Pentru monede sau altele care sunt introduse, nu este nevoie să introduce în milimetri, introduce în milimetri.
Așa, mai jos avem și niște categorii specifice. De exemplu, la științele naturii, dacă aveți din categoria, ăștia îndeplinesc doar secțiunea de științele naturii. Sau sunt denumiri dimensiuni suplimentare, care sunt, hai să spunem, particulari. De exemplu, pentru aur sau pentru altul, se introduce titlul sau... Sau, de exemplu, pentru paginații se introduce, adică pentru documente sau cărți se introduce numărul de pagini. Și atunci, de exemplu, ce puteți să faceți tot destul de simplu în programa dată, ceea ce nu puteți să faceți la o fișă, asta s-o, mă rog, după ce ați introdus anumite date, nu este chiar neapărat să introduci toate date pentru a se salva. De exemplu, ați introdus, știți că trebuie să ieșiți ceva rapid, ați apăsat ții, după care mâine puteți iară să întrebați în sistem și să continuați introducerile datele. Da, trebuie să apăsați butonașul Save pentru a salva. Mai este un butonaș tot foarte util, Save and Repeat. Repeat, ce face el? De exemplu, dacă aveți două, să introduceți, de exemplu, două cărți, cu același autor, practic aceeași tătare, voi puteți să faceți, ați introdus prima, apăsați Save and Repeat și toate datele care la prima, ei automat se repetă. Și voi faceți doar modificarea, care, de exemplu, doar titlul diferă. Dar, poate perioada, autorul, când ați primit-o, sunt la fel. Și atunci, iarăși, vă salvează din timpul dumneavoastră, a face tot mult mai repede. Unii câmpuri obligatorii, vezi că apare cu roșu în cazul de el nu este introdus. Și el trebuie să fie introdus obligatoriu. Da. Că denumirile și categoriile sunt obligatoriu. Restul deja sunt alternative pentru sistemă, dar nu pentru documentat, zic așa, da? Pentru că, după cât am înțeles, în documental noi trebuie să avem, practic, toate este de la comune, să fie, practic, toate introduse. Și greutatea, și numărul de registru, și cod de ținător. Nu te înțelegi. Așa, deci asta este o prezentare generală care... Și ulterior, după ce aștept câteva zile ca să văd înregistrările care le-ați făcut, eu o să vă expediez datele de acces și mă ghid cum să folosesc. Telefonul. Așa, acum sunt scris pentru întrebări și răspunsuri. Da. Deci, pentru așa sistem ar trebui să aibă ceva care ține versiunile și modificările, logul modificărilor a înscrisurilor. Da, vă înțeles. Și, adică, eu v-am înțeles. Cum ar fi, personalitatea de care să înțeleg utilitate. Adică, asta e un fel de... Adică, să nu vă se șterge în scriere. V-am înțeles, da. Vă să o corectez. V-am înțeles. Deci, la moment, este disponibilă ștergerea, dar, iarăși, noi putem să facem opțiunea dată. Să o păstrăm, nu știu, pentru niște administratori din aparte. La moment n-am vrut să ne limităm așa de tare. Dar avem, cum a spus dumneavoastră, avem un serviciu de evidență a logurilor. Și a toate datele ce se întâmplă cu sistemă. Ce înseamnă asta? Dacă aveți două persoane care cineva a intrat în sistem, a modificat ceva, noi ulterior putem să vedem, sau dumneavoastră chiar știe să vedeți, la ce oră cine a intrat și ce a modificat, sau ce a introdus. Și voi așa, practic, aveți tot accesul la ce s-a întâmplat cu sistemă. Cine a introdus, cine a șters, dacă a șters cineva. Dar sigur că este o posibilitate, sau posibil bani să facem în felul următor. Că produsele, sau cel care e introdus, de exemplu, mai mult de o lună, dar asta dumneavoastră trebuie să decidem să vedem cum e mai ușor. De exemplu, dacă a fost introdus o lună, un anumit produs și nu a fost întâmplat la el, dispare butonașul ca să fie șters. De exemplu, la o lună poate e o încercare sau ceva să șters. Dar sistema nu este rigidă, noi putem să vedem. Și probabil ceea ce ne-a propus e destul de interesant. Eu cred că, dacă fie o analogie de exemplu șarpoi, deci acolo e conducătorul în care tu treci în calitate de înregistrare, record. Deci recordul nu se mai modifică în timp. Dar rămâne pentru că de una. Adică cum ar fi în marele registre care sunt în formă de copii, care sunt, e făcută înscrierea odată pentru că de una. Deci asta este. Și înscrierile din spate, deci iarăși sunt făcute odată. Da, iarăși. Dar sunt, eu încerc să intervin aici. Nu mai greu.
Registrul electronic oferă posibilitatea să facem unele schimbări. În sensul că noi, odată ce am scris la note, noi tot putem face schimbări și în regimul de hârtie. Apar, de exemplu, noi datări pentru piese. Eu vorbesc în general de tot patrimoniul. De exemplu, am dat o piesă, eu am datat-o cu 1805. Între timp s-au făcut cercetări peste vreo 20 de ani și s-a hotărât că ea este datată greșit. Și în cazul dat pot fi făcute schimbări. Numai că eu mă gândesc, iată, cu regimul acesta de... Mi-a să părere că ați ridicat problemele. Cu regimul de ștergere, cred că ar putea avea această opțiune doar administratorul, doar cel care face înregistrările, care răspunde de patrimoniu. Responsabilitatea lui aparține. Se adaugă înregistrarea pe bază, este înregistrarea părinte, după aceea sunt copiii care reiese din înregistrare de bază la un obiect. Adică ai făcut sau adunat informații suplimentare, ele se adaugă la înregistrarea de bază. Nu. În cazul dat registrul electronic, într-adevăr, poate să fie schimbată datare, poate să fie în cazul, dar acolo la note, fiindcă și aici este observație. Se face schimbarea. Asta motivul, adică argumentez de ce. Și schimbarea aceasta poate să o facă, numai eu am spus de la început. Cel care administrează, care face evidența. Nu poate oricine. Bun, ștergerea poate să funcționeze atâta timp cel care introduce bazele, până ce nu a salvat totalmente. Fiindcă poți să greșești ceva, de exemplu, toți suntem oameni, poți să faci și acolo niște greșeli, adică poate să funcționeze. Oricum este un sistem, cum a spus Dumitru, este un sistem viu. Oricum vom lucra toți împreună ca să facem perfect. Da, dar sunt eu cred că e... Totul se va discuta... Da, la moment cât că și stare, la exact. Ar trebui să dai o reacopțez mai mare un pic la... După care e... Da. Administrator la instituții care din ce s-a prezentat și așa de chestie și de care și să aprobie, să aprobie în scrisul, și să le treacă în formă de nici care din locul de știre. Nu le mai pot schimba la orice moment. Cine a produs, nici asta nu e corect. Cine a produs să facă modificări în momentul în care vrea el. Nu, eu asta și-am spus, nu are nici, așa mi se pare, când ați spus problema cu 10 oameni odată să facă registrări și șterge. Este posibil, dar cineva trebuie să verifice toate aceste 10 registrări, cel care răspunde de el. Și că responsabilitatea ca un mare, cel care răspunde de el, evidența patrimoniului. Eu trebuie să ai butonul bun. Exact, el trebuie să verifice. El ceva de ce trebuie să ascultăm. И можно ли цель, которую мы имели, перевести в эту систему? Я înțeles, да, хай зик аша. Тема pentru muzeile mari, noi probabil să facem așteptând că acolo au ceva mai individual și au, nu știu, sute de mii care noi am putea să fie să le ajutăm în import. Pentru cei mai mici care au un Excel, probabil o să puteți să faci import, da, poate cu ajutorul nostru, dar sistemul permite să faci import, doar trebuie să vedeți pozele deja acum. Pentru pozele, sau eu nu cred că în Excel voi spune astea la întrebe. Nu, dacă aveți zâmbirea la poze, în Excel, perfect. Dar tot nu cred că aveți. Da, însă și da, el poate să fie introdus, după care voi intra la fiecare produs și ar trebui să fie. Что с актами приема? Акты приема? Нет, база данных здесь не приведены акты приема. Они будут вести также? Нет, пока нет. Может быть, и следующий этап будут и акты приема. Здесь только поступление, предметы. Ну, здесь карточка научного. Карточка. Обычная электронная карточка. Да. Și de pe la eu am dat o adică, zicem că muzeul X
să ai un obiect reconstruit în forma de ceva de trei mii. Poate să o îndrați sau nu. Care? Să o dăm ca exemplu. Să presupunem. La momentul de azi nu este formatul dat în produs, că n-am avut așa solicitări. Dacă mâine ați fi așa date, nu vreți dat la probleme. Dar răspuns este un format pentru fotografie? Da, fotografie, JPEG, GIF, PNG, absolut. Nu e nicio problemă. Formatele este recunoscute, toate nimeni. Cele automate optimizate și se păstrează. 3D sau alte formate trebuie de văzut deja. Adică dacă chiar ați fi un muzeu care aibă așa nici scate, eu nu văd de nicio problemă. În care, de exemplu, în sesiunea aceasta, da. Noi avem un anumit timp limită sau poți... Iarăși, acum este destul de mare, este două ori, dar ea să fie... În da, și adică la necesitate, de exemplu, dacă plecați, să știți că este aici pe zonașul de logout și atunci voi delogați și altfel să nu mai vă deci în parte de spus. La întrebarea mea, cu poza, nu mi-ați A, dumneavoastră, da, dar de ce versiune la Word? Eu am văzut că la unele versiuni foarte mai vechi la Word, eu nu înapșează. Arată doar ca pătrățat sau nu înapșează deloc. Dar puteți să-mi transmiți și versiunea. 2007. Nu mi se arată că este, dar nu e aici. Depuneți-o cum. Dar puteți să căutați acum. Eu înțeles. Haideți să-mi dați un telefon și o să trăiți. Puteți acum să faci. Direct mă căutați. Eu vă înțeleg, eu vreau să văd ce versiuni de Word aveți, ca să vă văd. Dar puteți să-mi faci foto, să spuneți versiunea exactă. 2007, dar cum tot este, versiunea asta. Dar dacă eu n-am acolo, eu știu ce sunt dați și paralel. La calculator? Hai să te calculăm. Nu mai, nu asta trebuie să aveți fișă. Dar nu contează. Și așa. Asta ține doar de versiunea Word și de asta vreau să spun. Este o opțiune de asta, să privați fișă. Să eu azi vă dau și altă opțiune de export pentru versiune chiar mai vechi. Noi lucrăm două colegi, poate am eu e mai vechi, dar nu e mai vechi. Nu contează, acum să fac și alte export, ca să puteți și unii și alte export. Mai sunt mai greu de spus. Câte mări mai vezi? Deci pentru mine acum, la moment, este important ca să intrați la început cu muzeul A, să înregistrați, să avem validate care vă pot da Chiar acum sau? Nu, acum, așa că veniți acasă ca să începeți să... Da, să începeți să... Poate aparent vă pare că sunt multe câmpuri sau ceva, dar dacă începeți să-mi produci, să vedeți că este mult mai simplu să-mi produci în format electronic, după care vă scoate să ai primat. Vedeți să începeți să-mi simplu cum în ați început să-mi produci. Poate să mulțumim ceva, să ceva, să ceva, Ну, то вчера так я foarte subțin pe fișe. Fiindcă fișa se va completa, deci e baza analitică, ea trebuie completată după anumite reguli. Fișa, m-a întrebat să aici cineva, dumneavoastră puteți să o completați direct pe calculator, apoi să o scoateți, să o printați, este opțiunea asta. În muzeu, de exemplu, la noi, la istorie, noi avem o secție specială, avem mulți care introduc bazele, datele. Fișa la noi, dacă înainte am tipărit, în anii trecuți era tipărită și o completam din mână, avem operator care le introduce în baza de date a muzeului. Din anul acesta am trecut la fișa electronică, toți o completează de mână, la calculator electronică, vine într-un singur centru și noi ne printăm pentru că să le avem și în variantă de hârtie. Noastră vedeți cum, puteți deodată în baza aceasta să o completați și să o printați. Să trecem puțin peste fișă. Este fișa care v-am zis, formatul grafic, cum o faceți, depinde de noastră. Noi am făcut-o mai mică să ne încapă măriți ca să ne putem păstra. Vă zic că deținător este denumirea muzeului și localitatea de unde vine acest muzeu. De exemplu, Muzeul Național de Istorie Moldovei, Chișinău.
sau Muzeul de Istorie și Etnografie Lisporeni, sau Muzeul Ținutului Cahul. Următorul, cod de ținător. Codul de ținătorului este numărul dumneavoastră de înregistrare unic atunci și când ați fost înregistrat în acel document de înregistrare. Ce ne permite acest număr? El este introdus în sistemul informațional al Republicii Moldova și după acest cod poate fi ușor detestat muzeul. Număr de registru. Număr de registru înseamnă pentru bunurile clasate tezaur sau patrimoniul mobil comun. În cazul bunurilor culturale neclasate, atunci când faceți fișa, aici scrieți fond de bază, fond auxiliar. Ați înțeles, da? Următorul, registrul de colecții. Este pentru muzeile care fac evidența și pe colecții. Este numărul din registrul de colecție. Știu că majoritatea muzeilor din satele și valioane nu fac înregistrare pe colecții, de aceea acest câmp nu îl veți completa. Muzeile naționale fac înregistrare și pe colecții. În cazul da, avem colecție de documente și are o siglă oricare, de exemplu, sau colecție de fotografie cu sigla R. Următor, număr din inventar vechi. Acest câmp se înregistrează pentru bunurile clasate, pentru că el, bunul clasat din fondul de bază, se va transforma în tezaur și al fond și aici treceți numărul de inventar vechi, sau pentru bunurile care au venit din altă instituție și are un număr vechi. Acest număr de inventar vechi ne trebuie pentru a urmări cum a circulat piesa sau pentru a face concordanțe pentru bunul cultural care a fost publicat anterior și avea alt număr de inventar. În cazul în care el nu are număr de inventar vechi, nu completați. Următorul, categorie. O să vă trimitem, noi am făcut și niște instrucțiuni pentru completarea acestei fișe. Este o instrucțiune generală și instrucțiuni pentru fiecare categorie de bunuri culturale. Patrimoniul este convențional împărțit în mai multe domenii. Arheologie, istorie, documente, fotografie, numismatică, artă plastică, artă decorativă, să-mi aduc aminte, filatelie. Sunt 12 domenii. În fiecare domeniu, noi convențional am făcut niște categorii. În cazul în care dumneavoastră aveți bunuri care nu se încadrează în aceste categorii, dar le considerați că poate fi o categorie, vă rog chiar foarte mult să ne ajutați și să ne spuneți, uite, ar fi bine să mai introducem categoria aceasta. Am zis că tot ce este elaborat nu este bătut în cuie. Totul va fi perfecționat. În cazul dat, avem categoria medalii. Iată, sus la domeniu, noi scriem medalistică. La categorie medalii, la tip categorial denumirii, este denumirea funcțională a bunului cultural. La nominativ singular, fără articulări și fără adăugat, de exemplu, medalie din metal sau medalie din argint. Nu adăugați, spuneți doar pur și simplu, medalie comemorativă. Următorul câmp, titlu, subtip, model, specie, denumire științifică, denumire populară, tezaur. Avem mai multe conținuturi despărțite prin virgulă. Deci sunt pentru diverse categorii, domenii de bunuri culturale. Nu e neapărat, dacă nu aveți ce completa, nu veți completa acest câmp. În instrucțiuni veți găsi pentru ce domeniu se completează acest câmp. Aici, titlul acestei medalii este în amintirea coronării magistreților lor, suveranilor României, la României Mari, la Alba Iulia. Acesta este denumire medalie. Următorul câmp, iarăși este un câmp cu mai multe conținuturi pentru diverse domenii. Autor, mește, școală, atelier, vă alegeți unul din ele și îl completați. În cazul dat, este vorba de atelier România, Paris, atelierul Bertrand și Cristescu. Cristescu de România și Bertrand din Paris. Deci a fost făcut în cadrul a două ateliere. Mai jos, vă rog. Sit arheologic, zona etnografică, etnie, strat geologic. Sunt câmpuri doar pentru... Un minut, mai jos. Așa. Sunt câmpuri doar pentru arheologie, pentru numismatică și pentru etnografie. Următorul
următorul câmp, loc descoperire, loc colectare, loc publicare. Câmp pentru arheologie, etnografie, numismatică, cărți, publicații periodice. Fiindcă loc publicare va fi pentru domeniul carte și pentru domeniul periodice. Data descoperirii colectării. Pentru domeniile arheologie, numismatică, etnografie. Deci doar pentru aceste domenii se completează, iată, aceste câmpuri. Proveniență. Proveniență înseamnă care este originea acestui bun cultural. Unde a fost confecționat, unde a fost elaborat acest bun cultural. În cazul dat este vorba de România, orașul București. La proveniență, toate instrucțiuni veți găsi. Se începe din cu țara. Dacă este o regiune veche istorică, o scriți așa cum era ieri regiunea veche istorică. Următoare merge județ, raion, depinde de structura administrativă și ultimul va fi localitatea. Deci începem de la mare, țară, județ, raion, localitate, proveniență. Datare. Datarea aici e complet 1922. La datare toate instrucțiunile veți găsi. Se datează diferit, aici a întrebat cineva, pentru bunurile culturale care provin de etnografie, istorie și altfel pentru cele din arheologie. La arheologie se datează cu specificația anti-Hristos, înainte de Hristos și post-Hristos, după Hristos. Eu cred că sunt mai puține bunuri arheologice, nu o să mă opresc detaliat, în instrucțiuni este scris foarte mult, aici o să revin la Dumitru, fiindcă nu am înțeles exact dacă în program pentru arheologie apare specificația aceasta anti-Hristos și post-Hristos, sau cu minus, adică unul din aceste neapărat trebuie să fie. În arheologie, în genere, mileniile se exprimă prin ani, iar apoi prin secole și ani. În instrucțiuni, ca să nu pierdem timp, fiindcă sunt mai puține domenii arheologice. Pentru domeniile etnografie, istorie, datarea se scrie, dacă știm concret, ziua, luna, anul, așa și se scrie, ziua, luna, an. Dacă știm doar anul, scrim anul. Dacă nu suntem, nu știm exact, între ani scrim 1922-1935, adică nu știm exact. Sau chiar dacă nu știm nici ani, atunci operăm cu secolul. Secolul XIX, dar ar fi bine să fim puțin mai exact. Mijlocul secolului XVIII, sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Adică avem posibilitatea aceasta. Următor, material tehnic. Aici prezentăm materialul din care este confecționat bunul și tehnica în care este confecționat. Materialul se desparte de tehnică pentru cei care vor completa prin punct și virgulă. Materialele și tehnicile prin virgulă. De exemplu, în cazul dat avem o medalie, ea este din bronz, tehnica este batere, muchie negre. Este tot un detaliu al tehnicii. Următoarea categorie este dimensiuni, greutate, paginație. Dimensiuni, de asemenea, în instrucțiuni o să găsiți. O parte din bunul se măsoară în centimetri, altă parte în milimetri. O să găsiți concret care și cum se măsoară. O completăm prin sigle. În lungime, la lățime, de diametru, înălțime și nu mai țin minte, acolo sunt multe sigle, o să le găsiți. Iată aici diametru 40 mm, fiindcă medalistica se măsoară în milimetri, iar greutatea este de 69 de grame. Numărul de piese componente. Această rubrică are două înțelesuri. Poate să fie pentru obiecte, câteva obiecte, de același fel. Faceți o singură fișă și scriți numărul de piese câte aveți, 3 de exemplu. Iar pentru bunurile care sunt compuse din mai multe părți componente, cum ar fi, de exemplu, serviciul de cafea, pune un ceainic și 3 cerșnuțe, de exemplu, îl puteți descrie pe o singură fișă, la descriere pe fiecare descriți, și aici numărul de piese componente scrieți 4 ceainicuri cu 3 cerșnuțe. Semnificația patrimonială. Are mai multe valori pe care o să le găsiți acolo în instrucțiune. Alegeți valoare excepțională, valoare națională, valoare istorică, valoare memorială, valoare artistică, valoare documentară, științifică și
aveți adică în instrucțiuni, sunt date ce puteți completa. Marca semnătură sigiliu. Dacă de un obiect este o marcă de autor, de meșter, o semnătură de autor sau un sigiliu, o ștampilă, aici scriți semnătură, ștampilă. În cazul care aveți ștampilă, scriți după ștampilă, puneți virgulă și scriți. De exemplu, Fundația Culturală Română. Dacă nu, e, nu este un obiect care nu are, nu aveți ce completa, nu completați acest script. Următoare, inscripții. Inscripțiile e un obiect. Aveți o inscripție, de exemplu, de la donator sau de la autor. O semnătură pe obiect nu înseamnă inscripție. O scriți la semnătură, notați. În cazul în care aveți o inscripție pe obiect, aici scriți limba în care este scrisă. Română, rusă, italiană, latină. Aveți două limbi, prin virgulele, scriți pe ambele. Este română-chirilică, în perioada sovietică, scriți română-chirilică. Română de tranziție, atunci când scriau și cu buche latine și cu buche chirilice. Stare de, așa, limba. Câmpul acesta este doar pentru două domenii. Pentru documente și pentru trei, mă scuzați, documente, carte și periodice, în care scriți limba în care este această publicație. Următoarea, stare de conservare. Ea poate fi foarte bună, poate fi bună, mediocră, în cazul în care este mediocră, puneți două puncte și scriți de ce este mediocră, ce are? Cărbătură, ștearsă, lipsa unei părți componente, deteriorată, puneți două puncte și scriți toate deteriorările. Este foarte important pentru stare de conservare. Așa, urmează cinci câmpuri cu steluță care sunt destinate doar pentru muzeile de științele naturii. Este vorba de vârsta, de sex, preparate, tehnici de preparare și preparat de la noi fișa am făcut-o pe două, v-am zis, recto verso, a doua, da, mergi pe echipat, e a doua parte. Următoarea rubrică o să o găsiți personalități evenimente. Aici scriți doar dacă acest obiect pe care îl fișați este legat de un mare eveniment sau de o mare personalitate. Vă rog să înțelegeți corect. În muzei avem foarte multe piese care nu aparțin unor personalități. Sunt oameni de rând. Nu scriți acestea. Scriți doar marile personalități care au contribuit la dezvoltarea țării, personalități din domeniul culturii, economiei, științei și așa mai departe. Sau un eveniment. În cazul dat medalii pe care o avem, este legat de Marea Unire de la 1918. Trecem acest eveniment sau personalitate, dacă o știm în această rubrică. Apropo, toate personalitățile și toate numele, autori, toate le dăm nume, prenume, nu prenume, nume. Fiindcă într-o bază de date merge între numele, iar apoi prenumele. Și după ce dăm nume, prenume, după virgulă, îi dăm calitatea acestui. Lingvist, membru Academiei de Științe, sau ce mai, inginer, sau ce mai este această persoană. La descriere, facem o descriere succintă a obiectului. Aici vom menționa calitățile generale ale obiectului, nu vom repeta câmpurile deja descrise, unde am scris că e confecționată, am scris material tehnic, nu vom mai scrie aici. Unde am scris dimensiunile, nu le vom mai trece aici. Adică ceea ce am completat anterior, vă rog să nu completați aici. Aici vom trece în cazul în care avem sigiliu, inscripție, vom da inscripția în descriere. În cazul în care inscripția este dată limba rusă, o transliterați cu litere latine. Iar în paranteze, o dați în original. Așa cum sună ea în limba rusă. Cuvinte cheie. Aici sunt cuvintele după cheie, după care noi putem regăsi acest obiect în baza de date. De exemplu, în primul rând merge domeniul, este medalistică, țara, România, evenimentul Marea Unire a Românilor, Ferdinand aici este, Regina Maria și Alba Iulia, evenimentul. Adică, ceea ce ne-am gândit noi, că ar putea folosi această medalie.
Mai departe, bibliografie, în cazul în care bunul cultural pe care dumneavoastră îl descrieți este publicat undeva, uitați această trimitere aici. Denumirea autorii, denumirea publicației, anul și paginile, unde poate fi găsită. La observații dumneavoastră puteți scrie informații care nu ați avut posibilitate, dar le considerați foarte importante, să le dați în acele elante câmpuri. Mod de ținere, bifați, achiziție, donație, cercetare, custodie, transfer. Una din aceste modalități de intrare o bifați. Sau alte, dacă aveți alte mod de intrare, îl scriți aici. Data intrării, anul, numărul documentului de intrare, fie că e vorba de proces verbal, de act de achiziție, act de donație sau încep actul, adică documentul în baza căruia a intrat. Proprietarii anteriori, dacă știți cine au fost proprietarii anteriori, îi treceți aici, de exemplu, parte din obiectele de la Muzeul de Istorie au intrat din Muzeul de Arheologie și Etnografie al Academiei de Știință, atunci când au fost unite aceste două muzee, de aceea noi aici completăm, sau dacă el a fost în proprietatea unei persoane fizice, tot așa vă scriu aici, localitatea din Medina. Preț achiziție, în cazul în care obiectul a fost achiziționat, și valoare nominală, care conform legislației noi, noi suntem datori să evaluăm nominal, este o mare problemă, nu există criterii de evaluare, de aceea chiar nu știu ce să vă spun aici. Noi le evaluăm pe cele clasate, le evaluăm după diverse cataloge internaționale, este o mare problemă la evaluarea nominală, asta vreau să zic. Și până când nu e rezolvată, fiindcă nu sunt niște criterii, cum pot fi evaluate, sunt diferite categorii de piese. Mai departe, loc de păstrare. În cazul nostru, piesa se păstrează în depozitul din numismatică, el poate să fie într-o expoziție sau în altă parte. Fișa, așa, fotodigitală. Vă elaborați noastră schemă la Muzeul de Istorie, numărul de fotografie al acestui obiect, poartă numele de inventar al piesei, ca să nu putem găsi ușor. Noastră vă elaborați sistemul propriu, dar după numărul de inventar, mi-e pare că e ușor de regăsit și fotografie. Jos întocmit, verificat, expertizat, asta e tot. Iată acestea. Adică instrucțiunile sunt, noi am să vorbim cu Servan acum de le primite, ca să puteți avea la mână și aceste instrucții. Da, poftim. Este că valoarea juridică are fișa pe hârtie. Nu! Fișa electronică, de fapt, reprezintă un instrument de generare a unei fișe pe hârtie. Deci, unde regăsim? Apila instituției și iscăriturile persoanelor. Deci, asta e documentul vigoare spune, în orice documentație de patrimoniu, că fie că e vorba de registru, de fișe, poate se țin în variantă pe hârtie, în patrimoniu, în lătițe speciale, în dulapuri și în variantă electronică. Asta deci, acum, asta e să ajungem la concluzia asta. Registrul electronic este un instrument pentru a genera și a menține la zi înscrisurile de hârtie. Dar să știți că registrul electronic poate fi făcut doar electronic, iar la sfârșitul anului să printați, scoateți foile, recapsați, puneți copertă și aveți registrul. Ține de decizie responsabilă, da, care își pune la capul, adică registrul doar de posibilitate. Eu am fost, să vă zic acum, în 2008 am fost în Kiev, la deplasare, la Muzeul de Istorie. Noi ne pregăteam să facem ceva și am vrut să vedem cum fac ei. Și am mers și în patrimoniu. În 2008, în Kiev, era informatizat tot patrimoniul. Ei țineau registrele deja electronice. Ne-am arătat la calculator programul și retroactiv îi rămăsese 2-3 ani din anii celălalt precedenți ca să facă aceste registre. În 2008, dar acum suntem în 2008. Este foarte ușor să lucrez cu registrul electronic. Pentru că până ce merge la fișier, caz, știți dumneavoastră că este o problemă. Aici regăsești foarte ușor piesele. În afară de asta, poți printa, fie că e vorba de registru, fie că e vorba de fișe, fie că e vorba de inventare, ce doriți. Principalul informație pe care o introduceți aici să fie calitativă.
Nu alergați, vă rog, după cantitate prin detrimentul calității. Este foarte important. Știu că este o problemă. Fișierul și la noastră este limba rusă până la 1989. Noi nu introducem fișele în limba rusă. Noi toate fișele introducem retroactiv, care le facem toate în limba română. De aceea vă îndemn să faceți dumneavoastră așa. Este mai greu, da. Ok? Le lăsăm așa, da, da, fișe, pentru că noi avem o bază de date în Muzeul de Istorie și noi introducem retroactiv aceste fișe în baza de date și la fișa veche, care exista în modelul vechi în limba rusă, noi am făcut o fișă analitică nouă și am introdus date. Desigur că este o, cum să vă zic, este mai complicat, fiindcă trebuie să știm și terminologia în limba română, mai ales din perioada sovietică. Dar lucrând puțin, o să aveți de prindezul, o să vă faceți pe notițe, cum se... Uitați în literatura de specialitate, de obicei găsiți aceste denumiri, vă faceți notițe și aveți niște registre unde puteți apela permanent la această terminologie. Vă mulțumesc! Dacă spați, dați înapoi la prima parte și asta e paragraful dumneavoastră, eu am făcut și eu. La marcă semnătură. Eu am pus marcă de meșter. Unde scriu mai departe meșterul lui Moana? Așa, unde la descriere, vă duceți, la descriere. Așa, menționează aici menționați doar existența mărcii. Da, este da. Marcă de... A, la descriere mergeți, există marca de meșter. Are formă pătrată. În ea sunt indicate două litere sau nu știu. Faceți o descriere a acestei mărci. La descriere. Acum a doua întrebare. Da. Deci, vă rog, dacă eu am un vestiment de stihar, de greu, iată acolo este mărimea 50. Unde scriu mărimea 50 sau da, lungimea mânecilor? Nu, dați lungimea asta, lungimea mânecilor, dați lungimea, nu uitați mărimea 50, îi doriți, dați mai concret, da, mai concret toate centimetri. Da, da. Asta mai sunt la domenii, o să aveți, cum ați zis, categoriile sunt mai convenționale. De exemplu, un obiect, ați să luăm un serviciu, un serviciu de ceai. Un serviciu de ceai poate să fie în domeniul artă decorativă, dacă într-adevăr el este executat într-o atelier, manufactură foarte relungită și într-adevăr are calități artistice. Iar dacă acest serviciu de ceai aparținut unei personalități este unul nesemnificativ artistic, îl dați la istorie la domeniu. Adică ce prevalează, pentru ce l-ați luat acest obiect? Iată, aceasta e semnificația și prevalează. Și în alte domenii tot așa vreți. Vă mulțumesc! Așa, noi o să vă trimitem instrucțiunile. Dumitru o să vă... Da, împreună. O să vă trimită și acest ghid cum să intrați în sistem, fiindcă eu înțeleg că acum multe lume ați înțeles, e pe grabă, era să ia, dar Dumitru o să vă, în format electronic, o să vă trimitem împreună cu instrucțiunile, un ghid, cum să intrați în sistem și cum să completați, deja o să aveți